Lăsați deoparte constructurile astea sociale, absolut cretine, pe care nu le-ați inventat voi. Voi doar le-ați luat de bune, până acum, sau cel puțin o mare parte din viața voastră. V-ați obișnuit, conștientul, subconștientul, corpul și spiritul să acționeze conform acestor lucruri, da? Și foarte multe dintre ele le faceți pe pilot automat. Și atunci, renunțați la căcaturile astea și în momentul în care simțiți să faceți ceva, dragii mei, fiți oameni. Pur și simplu, fiți oameni, atâta tot. Nu necesită nicio mare schimbare, transformare și așa mai departe. Fiți oameni, fiți decenți, da? Fiți sinceri, în primul rând față de voi și în al doilea rând față de ceilalți. Adică, dacă simțiți să faceți ceva, faceți, pur și simplu. Nu contează că sunteți femeie sau că sunteți bărbat, nu contează că ți s-a spus ție că tu poate nu trebuie să faci anumite acțiuni, că trebuie să le facă ălălalt, că dacă le faci tu, ălălalt o să interpreteze că ești nu știu ce fel și atunci, da, stai un pic, că nu e rolul tău să faci asta, e rolul ălălalt să facă asta și dacă ăla nu face, tu te frustrezi că nu face, dar trebuie, nu trebuie să spui la nimeni că te frustrezi că nu face, pentru că tu n-ai voie să faci, că așa ți-a spus pulea. Da? Deci renunțați la căcaturile astea și asta se vede mai ales, repet, în interacțiuni. Da, în relațiile interumane. Am întâlnit foarte multe cazuri, din păcate, și mai primesc mesaje și în ziua de astăzi, da, în care, de regulă, din partea femeilor vin predominant, dar și din partea bărbaților, și anume faptul, adică sunt mesaje de genul, uite, Mihai, știi, eu sunt îndrăgostită sau îmi place de nu știu care sau vreau să fac nu știu ce și aștept că, uite, el nu face, el nu vine, ăla nu face, ăla nu vine, ăla nu spune, ăla nu știe, ăla nu crede, ăla nu mă înțelege, ăla nu, dar nu pot să fac eu, că îl aștept pe el, dar eu i-am dat niște semne, dar el nu le vede și eu nu mai pot să dau semne, că dacă zice că eu sunt nu știu cum, bă, deci niște căcaturi de te doare mintea, efectiv, oamenii se complică foarte mult și există interes, da? Există manipulare ca oamenii să se complice foarte mult, adică suntem educați în această direcție, știi? Inclusiv din punct de vedere psihologic, psihoterapeutic, dacă vreți, chiar mai grav de atât. Da? Și atunci, vreau să faceți următorul exercițiu. Renunțați, repet, la aceste creații, manipulări, îndoctrinări sociale. Da? Vreau să vă întoarceți la esență, simplu, curat, natural. Da. Și în momentul în care simțiți sau doriți să faceți ceva, faceți, dragii mei. Nu contează că sunteți femeie sau bărbat, nu contează că sunteți bărbat sau femeie, nu contează că ce o să zică ăla sau ce nu o să zică ăla, nu contează nimic. Contează doar să faceți, pentru că viața voastră este viața voastră. Fiecare dintre noi este propriul său stăpân, este stăpânul vieții sale, este creatorul vieții sale, este mașinăria, actorul principal din scena vieții sale. Deci voi vă faceți viața, nu vă face altcineva, da? Nu vă creează altcineva. Și prin urmare, tot ceea ce simțiți voi să creați, tot ceea ce vă doriți voi să creați, tot ceea ce vreți voi să creați, doar creați. Atât. Da? Lăsați toate balivernele pe care le-ați auzit până acum și le auziți din toate direcțiile, de la televizor, la radio, la internet și așa mai departe, prin toate formele de comunicare. Renunțați la acest căcat. Deci, dacă vreți să scrieți, scrieți. Dacă vreți să telefonați, telefonați. Dacă vreți să vă băgați în seamă, băgați-vă în seamă. Dacă vreți să vă pupați, pupați-vă. Dacă vreți să vă spuneți ce aveți pe suflet, spuneți ce aveți pe suflet și orice altceva doar faceți. Da? Nu vă mai puneți frâne, da? Doar pentru că ați auzit prin diferite moduri, din diferite canale, că, domne, stai un pic, că nu e bine, că dacă o fi, că o păți, că nu e treaba ta, că e treaba femeii, că e treaba bărbatului, că e nu știu ce. Da? Deci, repet, este unul dintre cele mai mari căcaturi, una dintre cele mai mari minciuni, da? Una dintre cele mai mari manipulări la nivel global, iar acest lucru, efectiv, vă dau eu scris, dacă nu credeți, vă ține viața pe loc. Efectiv, vă puneți piedici singuri ca prostovanii, da? Vă dați singuri cu barda în coaie. Numiți-o cum vreți voi, da? Vă puneți bariere singuri și nu este bine. Și mai ales acum nu este bine, pentru că, dragii mei, eu nu vă pot garanta că mai avem foarte mult timp la dispoziție, da? Deci, repet, suntem într-o perioadă extrem de complicată a planetei noastre. Bună, Rama. Da? Deci nu mai este timp de joacă, efectiv. Eu îmi doresc din tot sufletul să mai fie timp de joacă. Eu vreau să fie bine. Fac partea mea. Fac acțiunile care țin de mine să fie bine. Încerc să-i ajut și pe alții. Încerc să-i susțin și pe alții. Intenționez să îi motivez, să îi încurajez, să-i susțin și pe alții. Dar acest efort este necesar să fie făcut colectiv, dacă vreți ca lucrurile să se întoarcă către bine acum, în ultimul ceas. Dacă aceste lucruri pe care eu le transmit și le fac rămân doar la nivel informațional, adică voi spuneți, da, ce mișto e, mă regăsesc complet, dar nu faceți nimic,
Să nu vă surprindă când o să vină Armagedon, da? Pentru că, repet, universul iubește acțiunea, universul iubește eficiența, universul iubește viteza, da? Nu stă nimeni după tine, da? Deci să nu aveți niciodată așteptarea de la incompetenți să facă lucrurile competente, v-am mai spus lucrul ăsta. Țineți minte acest principiu, este extrem, extrem de valoros și extrem, extrem de important. Și practicați-l, practicați-l, repet, dacă nu există un drum, construiți-l voi. Dacă nu există o cale, construiți-o sau găsiți-o voi. Da? Dacă nu există o soluție, creați voi soluția. Dacă nu există un răspuns, creați voi răspunsul, aflați voi răspunsul. Nu mai așteptați să vină altcineva, pentru că nu va veni nici pule. Asta este clar. Vă dau eu scris că nu vine nimeni, pentru că există un principiu universal care se numește, este o lege, se numește The Law of Interference, da? Legea interferării. Și anume, niciun alt suflet, niciun alt spirit, nicio altă ființă, niciun alt extraterestru, niciun alt animal, gâză, oricine vreți voi, nici Dumnezeu însuși, nu are voie să intervină în viața nimănui, da? Fără un motiv. Deci dacă nu există un motiv, nimeni nu va interveni. Da? Și atunci, dacă vă doriți o intervenție divină, voi trebuie să creați motivul, voi trebuie să dați motivul. Da? Altfel, dacă doar așteptați să se întâmple ceva, vă spun eu că nu se va întâmpla nimic. Deci de asta există acea vorbă că o călătorie începe cu primul pas, da? Că dacă nu găsești, dacă nu există un drum, tu trebuie să-l construiești și așa mai departe. Lucrurile astea nu sunt degeaba, nu sunt doar niște simple vorbe, dar trebuie făcute. Punct. Zi de zi, acțiune, constant. Știu că este greu, știu că e frustrant, știu că multora dintre voi nu le vine să creadă, poate mulți cred că sunt niște tâmpenii. Atunci când le faci, apar provocări, începe să fie dificil, începe să fie obositor, începi să-ți pierzi răbdarea, începi să-ți pierzi credința și așa mai departe. Dar astea sunt simptome normale. Evident că ce dracu lucru extraordinar sau măreț ar veni ușor. Nu vine nimic ușor. Da? Nici o boală nu vine ușor. Da? Când te-ai îmbolnăvit, te chinui ca prostul. Câteva zile, o săptămână, o lună, un an, chiar mai rău. Da? Așa este și în partea binelui. Când te-ai apucat să faci ceva care are un scop clar definit, și are o intenție bună, evident că o să dureze, n-are cum să se întâmple într-o zi sau într-o oră sau într-o lună. Da? Evident că apar provocări, dar nu vă lăsați doborâți sau încetiniți de acele provocări, ci din contră, atunci când apar provocări este semnalul că trebuie să împingeți și mai tare, trebuie să credeți și mai mult, trebuie să faceți din ce în ce mai mult. Ăla e semnalul. Semnalul nu este să te oprești. Am dat de greu, Jonuțule, am vrut și o să fac un bine, uite, ăla și-a bătut joc de mine sau n-a răspuns, aia, gata, mă las, că dacă n-a răspuns, ce să facem dacă n-a răspuns? Păi cum, ce să facem dacă n-a răspuns? Să mergem în continuare, pula, îi dai în cap cu telefonul până răspunde. Îl găsești pe altul care răspunde. Și tot așa. Da? Tot timpul soluții, soluții, soluții. Da? De ce? Atenție, de ce este important acest lucru? Am mai spus lucrul ăsta în live-uri, dar o să-l repet până la sfârșitul timpului, că până la urmă bagă cineva la cap. Dragii mei, repet, binele și răul sunt unul și același lucru. Da? Sunt în sinergie, sunt în concordanță, sunt în echilibru, că nu se poate unul fără celălalt. The law of one. Da? Suntem unul și același lucru. În fiecare dintre noi există o parte bună și o parte rea. La fel cum în fiecare om rău există o parte bună și în fiecare om bun există o parte rea. Yin, yang. Da? Nu scapă nimeni de acest principiu, pentru că ăsta este fundamentul universului. Este coloana vertebrală a universului. Nimeni nu poate sparge acest principiu, această lege. Da. Și atunci trebuie să înțelegeți încă o dată că cele două părți nu sunt în război, nu sunt în conflict una cu alta. Că asta făcea binele și răul sau Yin și Yang, să plictiseau, știți, stăteau așa colorate cum sunt ele, unul e alb, unul e negru și azi, bă, ne cam plictisim așa, ce pula mea facem aici? Hai să ne batem un pic, hai să ne dăm cu pumnul în gură, poate iese un pic de gri, poate iese un pic de roșu. Da? Nu există așa ceva. Da? Ele nu se bat între ele, nu există bătălia dintre bine și rău. Ele se bat pentru dominanță. Atenție! Ele, elementele, binele și răul, se bat, nu între ele, ci pentru dominanță. Fiecare cu armele lui, bineînțeles. Binele are anumite arme, da? Așa cum este bunătatea, smerenia, credința, speranța, dragostea, armonia, pacea. Vă dau doar câteva exemple, da? Răul are armele sale, da? Dușmănia, invidia și așa mai departe. Înțelegeți ce vreau să, înțelegeți ce vreau să spun, da? Și fiecare element își folosește armele și resursele pentru a câștiga ce? Mai mulți adepți. Despre asta este vorba. Asta face universul. Da? Și atunci, dacă înțelegeți acest fundament, înțelegeți acest principiu, o să vreau să schimbați focusul din bătălia dintre rău și bine în bătălia pentru a aduce mai mulți adepți în tabăra din care tu faci parte. În tabăra din care tu simți că aparții. Dacă tu ești un om bun, vreau să pui focusul pe a face bine și atât.
Atenție, nu contează efectele. Da? Este altă lege a Universului. Noi ne putem asuma o acțiune, asta este clar, dar niciodată nu ne putem asuma consecințele unei acțiuni. Și nici nu trebuie, dragii mei, că aici vine societatea ce vă vorbeam mai devreme și ne învață greșit, că noi trebuie să ne asumăm consecințele unei acțiuni. Nu trebuie să ne asumăm consecințele unei acțiuni pentru că nu putem. Noi ne putem asuma doar acțiunea în sine. Adică, eu merg pe stradă, mă îndrept către semafor și văd că semaforul se face roșu. Eu pot să aleg să trec sau nu pe roșu. Corect? Dacă aleg să trec pe roșu, pot să-mi asum că trec pe roșu. Adică pot să-mi asum că este posibil să fac o greșeală. Pot să-mi asum că încalc o regulă. Dar nu pot asuma consecințele acestei alegeri, acestei acțiuni. Ce înseamnă asta? Că aleg să trec pe roșu, îmi asum că trec pe roșu dacă, să spunem, fac o ilegalitate, dar nu pot asuma consecințele acțiunii mele. Adică eu nu știu 100% și nimeni nu știe 100% dacă cumva, datorită alegerii mele, că eu trec pe roșu, poate să mă lovească cineva, pot să omor pe cineva sau nu. Înțelegeți? Că nu știi. Și chestia aia nu ține de tine 100%. Tu ai doar partea ta de făcut. Tu ți-ai făcut bucățica, tu ți-ai făcut alegerea. Dar consecința alegerii tale nu o poți controla. Și atunci se întâmplă diferite situații. Liberul arbitru, corect? Sunt oameni care trec pe roșu și nu se întâmplă absolut nimic. Da, niciun accident, nu omoară pe nimeni, nu dă peste nimeni. Sunt oameni care trec pe roșu și imediat vine o mașină din sensul celălalt sau din lateral și îl lovește. Îi omoare, îi face căcat. Sau trece un pieton și îl ia pe parbriz. Și îl omoară și intră la prânaie. Da? Dar aia nu mai este acea consecință, tu nu o poți alege. Înțelegeți? Și atunci, nu mai faceți lucrurile din viața voastră încercând să controlați consecințele. Da? Că nu o să puteți. Nimeni nu poate așa ceva. Nici o ființă. Da? Pentru că ar încălca echilibru. Ar încălca liberul arbitru. Ceea ce nu se poate în univers. Da? Și atunci, focusați-vă pe acțiune. Și atât. Făceți-vă partea voastră. Făceți-vă bucățica voastră și încercați să fiți din ce în ce mai buni în fiecare zi în a executa această bucățică, această parte a voastră. Cu cât voi veți fi mai buni, veți deveni mai buni, da, în a executa partea voastră, cu atât consecințele, rezultatele vor fi din ce în ce mai bune. Că este logic, e principiul echilibrului. Dacă voi deveniți mai buni și rezultatele voastre devin mai bune, dacă voi evoluați și lucrurile din jurul vostru evoluează, dacă voi stagnați și lucrurile din jurul vostru stagnează, dacă voi o luați în jos și lucrurile din jurul vostru o iau în jos. Pentru că noi suntem creatorii proprii noastre vieți. Avem aceeași putere ca Universul. Noi suntem Universul și Universul este noi. Suntem unul și același lucru. Diferența o face doar modul în care folosim acest lucru. Da? Și atunci, nu vă mai puneți frână. Nu vă mai puneți bariere. Nu vă mai luați după căcaturile care se vehiculează astăzi în societate. Da? Că tu nu ești făcut să faci aia, că tu nu poți aia, că aia nu e treaba ta, că nu știu ce. Nu. Treaba ta este să faci exact ceea ce simți tu că trebuie să faci. Aia e treaba ta. Inclusiv chestiile complicate, inclusiv chestiile nasoale, inclusiv lucrurile provocatoare. Cu atât mai mult alea. Da? Pentru că, deși este mult mai ușor să faci rău decât să faci bine, să știți că, în mod aparent bizar, în mod aparent întâmplător, da? A merge pe calea binelui este mult mai rău, mult mai complicat decât a merge pe calea răului. În ciuda aparențelor, știi? Ai putea spune că, domne, știi, dacă faci rele, ești prins, știi? O să fie nasol, o să suferi, o să fii pedepsit, o să fie nașpa, știi? Și te gândești că, bă, dacă aș face bine, ar trebui să fie ușor, să fie simplu, să am liniște, să fie așa cu pace, mai pe pace, mai pe prietenie, da? Dar o să observați că în majoritatea cazurilor este fix invers. Dar e mai greu să faci bine decât să faci rău. Sau este mai greu să rămâi în tabăra bună decât să rămâi în tabăra rea. Asta se și spune în scrierile vechi că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. La asta se referă. Da? Pentru că tu în momentul când alegi să faci ceea ce simți, da? Universul te va testa mai mult decât te testează atunci când vrei să faci ceea ce nu simți. Da? De ce? Pentru că vrea să-ți testeze tăria de caracter, vrea să-ți testeze puterea sufletului, vrea să-ți testeze autenticitatea, lumina. Da? Să vadă dacă într-adevăr tu ești acel cineva. Ești într-adevăr demn, ești într-adevăr capabil, ești într-adevăr perseverent sau dacă îți dau o provocare, te cași pe tine și renunți.
Pentru că dacă te cași pe tine și renunți, înseamnă că ești slab. Nu ești pregătit. Da? Nu ești demn de împărăția cerurilor, așa cum se spune, că la asta se referă. Da. Păi gândește-te, numai cum sună. Ia auzi cum sună. Te ia dracu cu fiori. Împărăția cerurilor. Păi tu crezi că pentru împărăția cerurilor e așa... Hai, Gionuțule, că am făcut și eu... Am dat o înghețată la un copil pe stradă și gata, sunt șmecher adevărat. Deci iau ce suflet bun sunt eu. Nu e adevărat. Da. Din contră, o să fii mai testat. Pentru că lumina știe. Vrea să vadă, bă, tu chiar ești pe bune sau te dai și tu șmecher așa, te dai luminat așa, te dai cu Dumnezeu, Sanchi, nu mă vrei, știi, tu zici că faci bine, că ești mare filantrop, ia să te văd eu dacă într-adevăr ești mare filantrop. Da, și atunci vin din ce în ce mai multe provocări. Asta înseamnă că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Acum, dacă tu ești obișnuit cu căcaturile sociale cu care am fost educați, da, tu o să interpretezi acele lucruri nasoale, acele provocări, acele te mănâncă sfinții, ca fiind ceva dificil, ca fiind ceva imposibil, ca fiind ceva care parcă merge împotriva ta. Și o să spui că, ai, uite ce, știți cum sunt oamenii care spun căcaturile. Păi domne, păi am făcut și eu bine la viața mea și mi-am luat-o în gură de fiecare dată, Mihai. Toată lumea m-a batjocorit, m-au furat, mai rău m-au vorbit pe la spate. Și atunci, ca orice cretin, bineînțeles, și atunci când am văzut că vreau să ofer și eu o ciocolată și ea m-au vorbit pe la spate și nu știu ce, eu m-am gândit, am luat eu decizia asta că asta e cea mai bună, am zis, ia că bag eu pula mărții voștri și de acum încolo nu vă mai dau nicio ciocolată, că nu sunt eu la de fraier. Exact aia ți-ai luat muia, acolo ți-ai luat muia. Exact ăla era testul. Și l-ai picat cu brio. Asta fac majoritatea oamenilor. Da? Pentru că au acest principiu, acest mecanism greșit, că binele și răul sunt în conflict. Nu sunt în conflict. Ei se bat pentru tine, pentru sufletul tău. Da? Și atunci dacă tu ești slab, dacă tu nu înțelegi aceste mecanisme, o să ai impresia că toată lumea are ceva cu tine, sau că universul nu este drept cu tine, sau că Dumnezeu nu te iubește, sau ceva de genul acesta. Numiți-o cum vreți voi, nu contează cum îi spune, că Dumnezeu, Allah, Buddha, univers, transvers, macrocosmos, statuia lui Gigi Prezon, nu contează cum îi spune, e unul și același lucru. Dar este creator, este energie, este tot și nimic în același timp. Este nimicul care creează tot. Da. Universul. Punct.